Directorul Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord, Daniel Stejeran, îndeamnă la pace, mai ales în această perioadă când la nivel european sunt comemorate victimele nopții de cristal, o pată neagră în istoria umanității. Potrivit istoricului Daniel Stejeran, astfel de momente tragice nu mai trebuie să se repete niciodată. Mi se pare, eu transmit întotdeauna un mesaj de pace și înțelegere, de acceptare a celuilalt, pentru că suntem oameni în primul rând și ne dorim să trăim în pace. Recent m-am întors din Israel, unde am avut sentimentul că lumea se schimbă, se întoarce pe dos. Ceea ce se întâmplă acolo, situația pe care am regăsit-o anul acesta, mi s-a părut înspăimântătoare. Faptul că mergi pe stradă și ești înjunghiat, fără să-ți dai seama, sau povestești cu oameni și ești surprins de cei care acceptă să comită astfel de acțiuni, mi se pare neacceptabil și eu, ca reprezentant al unui muzeu al Holocaustului și ca tânăr cercetător, recomand lumii să se gândească bine la consecințele pe care le pot avea actele de violență și să spunem cu toții să fie pace și înțelegere și unitate. Mai mult decât atâta, cu cât un popor este mai unit, cu atâta reușește să-și atingă țelurile și scopurile propuse.